prezentare mai de vară, mai de vacanță, pe graf, așa, intitulată, tot ce vrei să știi despre Hacker Goji. Ce este un Hacker Goji? Este cineva aici care nu știe ce înseamnă Hacker Goji? Ok. Hacker Goji, așa, între capul de supărătoare de hackeri, au fost introduse acum câțiva ani, prima dată, la Planet Gnome, care este agregator al blogurilor celor din comunitatea Gnome, pentru a reprezenta capul de avatar pentru a reprezenta persoanele. Ce este specific la un hacker goji este că este moda persoanei respective, decupată pe contur, fundat transparent și cu o umbră. Nu toată lumea are. Astăzi asta vreau să prezint cum putem să facem așa ceva. Poate aveți și voi blogul în agregat, la Linux 360, undeva. Ce folosim pentru a face Hacker Goji? Evident, timp. Suntem pe Linux, facem prelucrare de fotografie, timp este un an. Dacă insistați, trebuie să folosiți orice editor raster, nu știu, Krita, poate da. Am zis aici că s-ar putea folosi chiar și MS Paint, dar am mințit puțin. Pentru că am arătat capetele de pentru decupate pe contur fundat transparent, mai sunt pentru nu știe transparență. Nici deci, nu știu. Nu știu, n-am încercat. Măcar. Și pentru fundat transparent, evident, formatul folosit este pe PNG. Dacă insistați să descrie se pot face hackerboci și cu alte programe, numai cu grafică raster, se poate face grafică vectorială, Inkscape, de exemplu, așa este la care folosesc eu, grafică 3D, cum ar fi Blender, dar astăzi vorbim doar despre cum se fac unghii. În orice aplicație de grafică, nu există singură cale de la punctul A la punctul B. Dacă vrem să îndeplinim un task, avem o mulțime de momente prin care putem să facem chestia asta. Putem să folosim lasso, selectarea după culoare, că vreau să vă arăt practic cum se face așa ceva. Pentru asta am nevoie de un voluntar. Trebuie să facem o fotografie și să vă arăt cum se lucrează. Camel ia mă cea mai frumoasă de aici. Nu contează oricine. Fără blitz cam nu ne de cine nu ție, ok, oricum. Trebuie să vină cineva, ca altfel care nu să facem prezentare. Haideți. Da. Din la ceapă mai ce ok, avem ce zice tu. Chiar și la partea de fotografie există niște lucruri care sunt bune de știut. În mod ideal, ca să fie, ne facem un cam mai ușoară, plișăm puțin. Și ar trebui să punem în fața unui fundal uniform. Când avem de ce ceva. Ora, să încercăm aici. Un alt lucru este că dacă are păr lung, crez sau așa, ar fi bine să fie puțin strâns, ca să nu are foarte un contur dificil. Da. Și un alt truc de ținut minte, truc, este că atunci când facem un record logic, nu facem fotografie ca la poliție, fotografie de buletin în care trebuie să stea cineva supărat, trebuie și un zâmbet. Dar trebuie să fie natural, da. Să arate ca lui, ca atunci când lumea îl vede, să-l știe cum asta. Se aducă cineva o vede. Mai este un tip, că dacă tot m-a luat pe mine, trebuie să mă prind de cu ochii deschiși. Și mai e un trick, dacă tot în așa, depărtează-l de fundal. Nu știu, un metru mai în față. Nu ne-a ieșit rău că trebuie. Are rău. Deci, Nicu, depărtează-l de fundal ca să iasă, să iasă fundalul. Sunt cu 50 mm, nu pot. Da, hai să facem. Depărtează-l ca să nu iasă nici umbră și nici... Da. Asta e și. Nu, a ieșit, puțin cam... Cam flash, dar ok.
Spatem cazul de neuroni și potăm ca altoare. E mai 13 pe te aștept să-ți meargă.
Deci, facem o selecție aproximativă în jur, trebuie să fie doar... După care avem o pensulă cu care facem desenăm mai precis. Nu, uitați-vă ce se întâmplă. Deci acoperim toate părțile din selecție. Și când știm că trebuie la apăsământă și ne-a transformat chestia asta într-o selecție făcută automat. Chestia e destul de deșteaptă, dar nu perfectă. Oricum trebuie să o ajustăm. O să mai faci asta într-o dată de la început. Deci, luăm asta, facem, trasăm aproximativ în jur. După care cu pensula, ups, am dat pe când ai luat pensula? Am pus-o ea automat. A. Că face pe lucrarea în câțiva pași. Așa și analizează culorile și în funcție de asta își dă seama ce zonă se selecteze și ce nu. Mergi în utilizat de Photoshop, nu știu să vă spun dacă în Photoshop există ceva asemănător sau nu. Și dacă am adus prea mult și vreau ca partea asta din piesă legată cu Shift, pot să fac trag altfel de pensulă care elimină din selecția inteligentă. Și poți să fii cu neapă asta? Program. Program. Dar nu o să fac multe de atât de avansate. Pentru că un decărbăci e simplu, grada cu niște recupare filmare, o să fac așa cum fac eu de obicei. Cum știu, mie simplu și rapid, cu gumă. Mai întâi iau selectare liberă la sou, fac niște decroșare. Nu trebuie să fie perfectă. Thank you.
în aproape, aproape gata cu pietul aia. De ce trebuie să fie pătrat? Nu trebuie să fie pătrat, dar... Și face formă acolo, în urmă. Da, când se pune pe site, se încadreze bine în pagină. Acum, vedeți că încă ne văd fotografia mare, trebuie să aducem la niște dimensiuni standard. Ca pentru planetul în care va fi afișat. O să fac 120-120 pentru că... Dar umbră e cuit acum, nu? Nu-i faci doi mai umbră. Nu acum. Deci 120-120, asta este dimensiunea pe care o folosim noi la planetătura. Da, mi-a chiar ce dat. Hai să vedem cum arată realitatea. Cum temporar în, în fundal alb. În momentul în care am micșorat fotografia, operația de scalare, adăugă și niște blur. Deci pentru a compensa blurul adăugat de micșorare, o să întâmpl sharpen, ca să inversez operația. Dar nu e invers, când mărești, adaugă blur. Când micșorezi, o face sharpen? Nu. Întotdeauna se face sharpen, la orice operație. Vedeți să ies, aici m-am văzut puțin prea mult. Asta este, se face oarecum la ochi. Un alt lucru care îl mai facem ca prelucrare, culorile nu are și perfect. Am avut lumină curată din aici, așa că ajustăm codurile de culoare. Putem să-i mai scoate puțin și din flash-ul ăla. Cred că o să ies mai, nu, fac mai puțin roșu. Apoi vine în momentul în care punem umbră. Umbra o punem, cea mai simplă umbră este de tip drop shadow, umbră căzută. Pentru care avem un filtru de predefinit. Și cam asta a fost. Deci, avem un decălbăcii standard. Dacă vrem să facem alte improvizații, aveți chef să vă arăt improvizații? Vrem să luăm un aș și să facem o perspectivă. Facem o deformare în perspectivă. Și este ceva de genul ăsta. Asta pentru care merge puțin mai, puțin mai transparentă și puțin mai durată. Deja când s-a întâmplat scris, nu imaginez că m-am de fără. Nu. O să mă urmărească. Nu mă imaginez. Sau dacă vrem, putem să punem o umbră ca în genul iconului din setul Tumblr. Nu știu cum sunt astea. Sunt alea care au un cerculeț la bază. Adică dau un umbră. Da, zic cum eu. Poți să faci un borcan de la care l-a făcut vreo? Da, putem să faci așa ceva, dar nu cred că să faci. Deci, poți să-i pun așa un cerc pe care îl vândem cu culoare. Cu culoare din gândea. Pe care nu l-am centrat, dar nicio problemă, pentru că nu-i trebuie. Ce-am uitat? Da. Îl furăm în trebuie. Ai spus că altă bine. Bună, drână la Victoria.
cam asta a fost tot. Aveți comentarii, întrebări? Da, trebuie să s-a mers cu vasa să le dai și... Da, da. Matei se propună pe... Ok, sau... Nu, 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 las-o cum eu fac. Zero. Auzi, și pentru planetele care au temă închisă la culoare, faci un apă negru? Că o să te înjură webmasterul, dar nu iese în temă. Da, 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 da. Acum, acum. Da, da. Până am dispar. Poate, vede, tu, păi nu știi ceva. Da. Că eu îl salvasem. În... Bună. Cine ești el? Oh, shit. Adevărul ăsta e. Trist. Păi ce eu m-am pus la lipsă? De fapt, ce-o de știe? Ce? Când am băut eu, când am plecat pe Cluj. Dar nu mai știu. Te-a luat Sorinat când am mai știut. Nu ai știut porn pe cum să vreau ăla? Nu știu. Nu știu nici un plan de care să fie. Nu, 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 nu. Nu știu cum se face acolo, trebuie să fie o convenție. Sau el, acolo, în loc de umbră, pun un fel de halo luminos în jurul capului sau ceva de genul ăsta, strălucire. Probabil. Sau... Nu am prea sau dacă... dacă este închis la culoare, dar nu e negru și lași una neagră, atunci chiar se vede, iese puțin în evidență. Dacă ai transparență. Scopul umbrei, dar scopul unei de deep drop shadow este foarte foarte pervers. Fiind umbră pe aici nu se mai vede că recuperarea a fost perfectă la pixel. Deci de asta e bine să existe o umbră și dacă fundalul este închis la culoare.